Avem una bucată prințesă mică și îmbăiată și curățită și scutecul schimbat. Vai ce cuminte ești! Îți place pe mașină? Îți place cum să nu uite ce frumos e pe mașină, iubita mea! Am crede în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Natalia, Carolina, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Natalia, Carolina, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să dea pacea, Natalia, Carolina, amin. Don't you worry, I'm not going anywhere. I will stay here. And as long as my heart beats like a drum, then I won't back down. No, I won't back down. I know that we will fight and be too proud to say the other one was right. One day you will leave, start your own family. I will try to do my best until the day that I die. I won't lie, it's not going to be easy, but I'll try. Don't you worry, I'm not going anywhere. I will stay here. Stay here, and as long as my heart beats like a drum, then I won't back down. No, I won't back down. Deci gustare, un ardei cu paste și prânzeturi. Aici avem creveți, chifteluțe crispe. Avem și crispe aici. Avem și chifteluțe aici. Rulade de lipie cu șuncă cașcaval. Rulade de pui, crustă cu susan. Dar sunt un pic diferite. Care ți se pare mai interesantă? Aș merge pe al doilea. Cred că avem terina de brânză cu roșie. Păi alegem pe al doilea. Da. Dar nu putem să le punem amândouă pe meniu și fiecare să aleagă, cum o zis, să fie meniu fix? Avem, da, facem meniu fix. Și trebuie să alegem noi un meniu. Pentru 15-10-2023. Da. Atunci rămâne asta. Da. Și ciorbe n-avem? Mă trecem la ciorbe sau supă. Sus. Mhm. Nu s-a supă prea repede. Da. Da, deci poți să ceri. Stai. Ciorbe de burtan nu le place la toată lumea, făcuța. Eu nu prea prefer neapărat tot timpul. Ciorba de pui ala grecă îmi place dintre astea două. Dar cred că supa de pui e clasică, nu? Exact. Îți place asta? Da. Bun, și la fel și la felul principal, trebuie să alegem meniu fix, au zis, da. Băiatul. Deci trebuie să alegem așa, între specialitate. Apropo, am uitat să menționez, mergem la Rațio. Da, specialitatea Rațio. Cotlet umplut cu legume, cașcaval și bacon, garnitură de cartofi și parmezan deasupra. Ah, nu, și sos de piper verde. Asta îmi place, piper verde, sos de piper verde. Mușuleț de porc aromat. Aici tot
cotlet, da, tot porc, și orez sau cartofi. Ah, aici văd că poți să alegi orez sau cartofi, aici îți dă direct ce îți dă, cartofi cu parmezan. Da. Da, uite aici scrie. Friptură de porc și friptură de pui de două chestii cu garnitură de cartofi, a, gratinat sau la cuptor și sos brun de friptură. Interesantă și asta rulată din piept de pui cu roșii, nu? Da. Și sau sarmale? Sau sarmale, da. Eu zic să merge pe ceva mai consistent dacă avem numai supă de pui. Ce îți place? Da, îmi place foarte mult de la ei. Eu zic de la 1 sau 3. Între 1 și 3? Dintre 1 și 3, că asta e 2 și 4. Da. Dintre 1 și 3. Păi îmi place foarte mult cum o fac, am mai mâncat atunci și... Specialitatea? Da. Ah, și nu-i dăm greș. Da, noi când am mai mers, tu toți ai mai luat sau da. Când am mai mers cu... Eu îmi luam tot alte chestii, încercam. Eu sunt aia care încearcă. Cu sarmale, nu, pentru că... Primul. Da, sarmale am zis că nu și salata sortată cu varză sau ardei col. A, salata sortată, care probabil e roșii, nu? Castraveți și nu exact. Știu ce mai bagă. Da, și apă, sau varză sau ardei copți. Deci putem să alegem ori între roșii sau varză, dar de obicei lumea vrea varză. Că... Salată de varză. Salată de exact, varză, pentru că... asta obțin și eu. Mie îmi place salata de varză, că știu că nu fermentează. Nu tot timpul, dar uneori, la anumite fast food-uri, mâncam salata sortată aproape fermentată. Depinde și când o face și cum o ține la frigider. Dar eu nu zic că Rachel ar face salata sortată să nu fie bună, dar cred că varza le-ar plăcea la toată lumea, nu? Da. Și ardei copți ar fi super. Da, da, mi-e și aici ce sere, chifle Rachel? Da, două chiflele persoane. De două de persoane. În loc de pâine, că văd că nu-ți intră pâine pe niciun. Pe asta e neapărat. Poți să selectezi de acum. Deci, chifle neapărat. În loc de pâine. Asta, asta și asta. Deci și nu, de ce da? Nu l-am sărat. A, apropo, da, stai să zic. Noi avem tort. Tort. Da, și atunci exact. Cade saleurile, nu? Exact. Oricum servim tort la sfârșit. Și servim tort dulce de ciocolată, nu sărat. Da. E ok, nu? Da. Atunci, mai avem o pagină de... Asta am putut-o. Da, băuturi. Văd că băuturii pe pachet. Pachet, deci 120 de lei, 60 de lei, 45 de lei. Noi vom avea... Ne-am din start. Din start, zi tu. Non-alcoolică, e ok. Non-alcoolică, aici văd că e cu alcool, nu? Aici e cu alcool, nu. Deci, astea două cald și ne rămâne frima. Păi da, dar oricum e ok. Cola, Fanta, apă, cafea, cappuccino și limonadă. Deci e foarte ok. Limonadă simplă, da, apă plată minerală, cola. Aici scrie pe litru. Nu, înțeles, deci se aduce cum ar fi sticla. Da. 2 litri. Deci avem cola, Fanta, apă plată minerală, cappuccino, cafea, asta fiecare ce vrea, limonadă simplă, pachet bar non-alcoolic la discreție. Păi atunci asta rămâne. Da. La discreție înseamnă că eu dacă vreau beau și o cola și o apă și exact. O limonadă și dacă mie... Vreau să mă refreshez un pic, beau și o cafea. Da. În pachetul ăsta. Așa ți-a povestit. Da, da, da. Da? Și aici ar fi cu alcool, dar nu avem. Final. Noi suntem 29 minus 2 copii. Minus 2 copii de 2 ani. Adică sub 2 ani, sub. Și acestor copii, unul are un an, din câte știu și unul are aproape 2 ani. Da. Ei lor nu le vom face meniul ăsta. Și atunci ar fi 27 de persoane. Ne-am fi putut băga aici, glumesc, evident. Vezi că aici cere 25 de persoane, glumesc. Noi nu bem alcool, nici ai noștri. Atunci cade prima și ne rămâne oricum doar prima variantă. N-avem. Cad astea două, am vrut să zic, și ne rămâne prima variantă, fără să putem avea vreo... să alegem ceva. Pentru că oricum nu avem de ales doar prima variantă. Dar eu zic că e ok, că na, mergi la restaurant, comanzi o apă, comanzi o limonadă, până ajung toți, eventual, știi? Da, exact. O să calculăm noi astea cât ar veni. Le calculăm noi după. Bine? Da. Și la sfârșit tot frumoasă, după toate astea. Da, da, avem și un tort. Eventual o să las aici niște poze cu anumite
tipuri de torturi pe care le-am văzut în, nu aici la restaurant, că restaurantul ăsta nu o face, dar am la o cofetărie, restaurantul de la Hotel Continental. Am văzut în cofetăria lor niște tipuri de, cum îi spune, torturi și am făcut niște poze, eventual o să vedem de acolo. Da. Dar trebuie să dăm comandă și să, să ne spună persoana de la cofetărie cam cât de mare ar trebui să fie tortul pentru 27-29, să zicem, de persoane. Că, na, chiar nu-mi dau seama, ar trebui să fie 100 de grame sau 100 sau 200. 120, parcă așa merge, sau 150 de grame de persoană. 150 ori 29 de... Na, să zicem mâncă și copiii, nu știu dacă mâncă copiii, dar să zicem. Și atunci ne calculează și ne face un tort aferent numărului de persoane. E în regulă, super. O să fie bine. Uite că au și sigla, văd că... Asta ai primit tu ca ofertă de la ei. Da, ca să discutăm. Oferta, meniuri, evenimente, super. Avem una bucată prințesă mică și îmbăiată și curățită și scutecul schimbat. Gu-gu-gu, îi place și se mădără, este acolo singurică cu degetelele în gură, cu pumnul în gură. Dar este și sătulă, fetița. Acum stă un pic și se uită așa la Baker spre lumină. Aici mi-am aranjat câteva ținute de ale ei, mai exact două. Și hai să vă arăt cu ce m-am gândit eu să o îmbrac la binecuvântare, pentru că va fi în curând. Și am așa, am acea rochiță cu verde pe care am comandat-o de pe Temu. Este de la 3 la 6 luni, dar am cumpărat mai mare pentru ca să fiu sigură că e bine. Și dacă nu i-ar fi venit, aș fi rezolvat eu la mâneci, pentru că în altă parte nu ar fi avut unde. Aici am o talie, un cordon pe care pot să-l leg eventual dacă ar fi fost prea mare, dar este bun, pentru că uitați cam cât e mărimea, e ok. Și la volănașele astea nu ar fi avut nicio problemă dacă erau mai lungi. Rochița este foarte bună, este ok, ea are aproape 2 luni. Într-adevăr, puțin măricică rochea, dar mai mult așa în lungime, nu neapărat în lățime. Și aici nu are niciun bai, că este mai lungă. E foarte frumoasă, după cum se vede. Da, drăguța? E foarte faină rochea. Dedesubt un jupon tot pe verde și două volănașe din acestea cu steluțe argintii. Tare drăguță e și o să fie o fetiță foarte frumoasă. Iar în cap i-am comandat această bentiță, ca să-i pun așa în creștetul capului, cum ar fi pe mijloc sau într-o parte lateral, mă mai gândesc. Și în piciorușa ea a primit o pereche de pantofiori, de mai mult doar așa că ea nu o să umble, vă dați seama, de la Kiko, Chico, nu știu cum să-i spun, numărul 16. Sunt foarte mici, i-am probat, îi vin și sunt superbi și după cum se vede sunt argintii, gri cumva. Tot așa cu inserții din astea sclipitoare ca rochița și se potrivește, părerea mea, că se potrivește foarte bine această ținută. Iar ca o a doua ținută, dar stai să vă spun ceva. Eu mai am și o pereche de colanți pe care o să-i poarte oricum la prima ținută, dar poate și la a doua. Asta e prima ținută. A doua este rochița asta pe care a primit-o de la o mătușică de-a ei pentru 3 luni fix, cum ar fi, la fel, este bună, mânecile sunt bune, aici avem un guler foarte frumos și două fundițe în talie și din nou foarte multe volănașe, dedesubt material alb, nu sunt chiar foarte multe volănașe, tot două, trei, aici sunt trei și este superbă și ea o să o aibă pe a doua ținută asta cu acești papucei, pentru că papucei mă gândesc că nu-i va murdări, așa că papucei, colanții vor fi la ambele ținute și eu am mai cumpărat o pereche de papuci pentru ambele ținute, tot așa pot să-i dau aici cu acea bentiță și o să fie doar alb. Sau pot să-i dau pe ăștia aici cu rochița asta care are la bluziță culoarea gri și cu inserțiile astea sclipitoare și o să se potrivească așa ca asorteu. Dar pentru că ăștia sunt un pic cam mari, deși scrie numărul 11, dar îmi plac tare mult pentru că au modelul acesta ca al bentiței. Totuși, ei fiind un pic cam mare, nu cred că o să-i stea foarte bine pe picior, numai dacă îi pun doar de design și doar pentru niște poze și atât. Vedeți voi că sunt un pic mai mari? Da, se vede că sunt un pic mai mari.
Așa că o să vedem exact în ziua când o să îmbrac și o să ieșim afară, cu care o să rămână. Pot să iau în geantă cu mine ambele perechi. Am mai cumpărat o bentiță, pentru că dacă cumva nu o să-i convină asta, dacă o să-i cadă fiind bentița atât de... Lățimea bentiței este foarte îngustă și dacă nu o să-i stea bine, eu am cumpărat și una foarte lată, așa. Este pentru nou născut, spre 2-3 luni, o să-i fie bună. Și asta, totuși, eu i-am probat-o și să știți că îi stă destul de bine pe cap. O să vedem noi ce și cum. În momentul evenimentului o să le duc pe amândouă în gentuță. Și am mai cumpărat-o pe creche de colans, care sunt destul de mari. Nu cred că o să pot să-i dau. Sunt mari. Credeți-mă, sunt mari. Da, uitați-vă că este mai mare decât rochea în sine. Nu cred că o să pot să-i dau, așa că o să rămân la ăștia. Și o să mai iau cu mine poate câteva perechi, dar nu cred că o să-i pot da pe ăștia. Nu i-am probat încă, când i-am văzut că sunt de mari, am spus of, of. Nici n-are rost să-i probez. Deci, da, draga mea, știi că vorbesc de tine? Știi că vorbesc de tine? Astea fiind spuse, m-am gândit la astea două ținute. Cumva așa să fie. Invers, astea aici și asta aici. Și bentițele o să-i le iau. Sunt niște ținute superbe, m-am gândit foarte bine la ele. Iar eu mi-am comandat deja și mi-au venit rochițele verzi. O să vi le inserez și pe ele în videoclip, să vedeți cam ce și cum. Și două curelușe pentru mine. Până la urmă, cred că voi rămâne cu aceasta, pentru că elasticul ei este unul mai puternic și strânge mai bine talia. Și asta este super faină, dar o să am eu alte ocazii unde să o port, pentru că este superbă și asta cu perluțe, mărgeluțe. Da, da, chiar foarte faină este. Ambele sunt frumoase, dar aia de deasupra strânge un pic mai bine talia. Hai să vă arăt ceva la fetiță. Vorbește fetița, vorbește. A început să cângurească de ceva timp și uite ce frumoasă e. Și mă bucur de acest lucru. Uite, ori așa în... Vai ce frumoasă ești, ori așa într-o parte. Ce mă fac cu tine, mă, frumoasa mea? Frumoasa mea, eu nu te dau la nimeni. Hai să vorbim, drăguță, hai să vorbim. Ce ai făcut-o astăzi, spune-mi, și care sunt planurile tale de viitor? Ia spuneți-mi dumneavoastră mie, cum v-ați gândit să vă îmbrăcați? E, nu v-ați gândit, m-am gândit eu pentru tine, micuța mea. Uite, dăguță ești, iară te-ai zgriat. Mă, că trebuie să vin cu forfecuța să-ți stai. Opa, opa, oh. Vai, vai. Trebuie să stai unghiuțele, că uite-te ce te zgâri, drăguța mea. Dar ce ochișoare ai tu acolo? Dar ce ochișoare mari ai, mă? Vai, ce frumos! Uite și aici la frunte te-ai zgâriat. Vai, mămica, mămicuță. Dar tu ai ochii verzi sau albaștri? Uite-te tu acum cu bluzița asta verde. Ochii par a fi verzi. Mă, tu ce ochi ai, mă? Măi, fetița mea, ce ochi ai? Vai, ce frumos ești! Da, da, mama, ce-ai făcut aici? Ce-ai făcut aici? Ce frumoasă ești! Noi suntem gata, am pornit la drum, suntem în mașină cu Bebelina, ne-am îmbrăcat foarte frumos, am îmbrăcat-o și, ea pe, și pe ea foarte frumos, mai să-i pun fundița, dar eu voi pune atunci la biserică când ajungem ca să nu o țină prea mult timp pe cap, așa că mai fundița și toate bune. Mi-am luat exact cum pe mine, exact la ceea ce m-am gândit, pantofii galben muștar, rochița aceasta verde, iar fetița arată fenomenal, este un fenomen. Astăzi este despre ea, ziua ei, așa că ea trebuie să iasă în evidență. Bineînțeles că rochița ei este ceva superb, mai mult decât perfect, să zicem așa. Și văd că momentan e cu mințică. O să vedem rând pe rând cum decurg lucrurile, cum o să fie la poze, la biserică, la program, la restaurant. Sper să fie bine. Am schimbat-o în ultimul moment pentru că a fost nevoie și acum este chiar foarte fresh fetița mea și foarte cu mințică. Hai că vă arăt și vă, o să vedeți cum e. Ești cu minte? Ești cu minte, mămuțu? Vai, ce-i cu minte ești! Îți place pe mașină? Îți place cum să nu uite ce frumos e pe mașină, iubita mea! Iubita mea! Da, dar ce faci tu ca astea acum? Ai căscat așa de tare, ți-i fo-ți somnic?
Nu-i ba, dacă ți-i somnic, o să dormim. Frumusețe, uite ce papuci frumoase ai. Și rochiță, și fățuca ta frumoasă, dolofană. Ești foarte frumoasă. Mai să-ți dau bentița de cap și o să fii superbisima. Uite aici e bentița. Să o punem aici așa. Ce frumoasă ești. Am fost și am luat tortul de la Continental, cât am dat pe el? 600 de lei, pentru că au fost și fundițele și au costat și acelea. 100 și ceva pe kilogram și avem aproximativ 4 kg, dar au fost și fundițele, arată foarte bine. O să-l vedem mai bine la restaurant când îl vom primi, pentru că acum este împachetat și este în mașină oricum. Acum ajungem la restaurant, distanța este una foarte scurtă, de asta am și făcut, am ales locurile așa, ca să nu ne tot plimbăm. Și suntem oricum aproape în întârziere, dar nu chiar, pentru că o să avem timp de poze vreo 40 de minute. Noi am fi vrut să avem o oră, dar este ok și 40 de minute și abia apoi o să înceapă biserica. Acum îl duce soțul meu, s-a dat jos și o să meargă în față la rațio. Duce tortul și după aia noi ne întoarcem la biserică. Deci biserică, Continental de unde am luat tortul, unde l-am făcut, și rațio, restaurantul, sunt pe o rază de 1,5 km, cam așa distanță, în toate trei, să zic, pe aceeași rază de distanță. Super, ok, și o să ne încadrăm în timp. Bate vântul. Chiar vreau să vă arăt floricelele astea de afară cum sunt bătute de vânt și sperăm să nu răcească Natalia, că n-am îmbrăcat-o foarte gros. Am vrut să fie rochiță. Dar o să fie bine că o să fie mai mult înăuntru decât afară, numai cât să o ducem cu scoica înăuntru în biserică și în restaurant. În rest o să fie bine. Vai, ce mă bucur că a venit și ziua asta. I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you. Mie îmi revine bucuria să iubiți familia fără. Pe Radu l-am cunoscut de când era adolescent, a fost la grupul meu. M-am bucurat să văd cum crește. După ce timp a trecut și am fost la nunta lor, aici m-am bucurat să văd cum Dumnezeu i-a pus împreună, că am cunoscut și familia Popescu. Și astăzi am bucuria să spun înaintea lui Dumnezeu rugăciune, ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fetița lor. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Natalia, Carolina, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Natalia, Carolina, amin. Amin. Domnul să jânați fața peste tine și să dea pacea, Natalia, Carolina, amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, amin. Tată bun, venim înaintea ta în această dimineață plin de recunoștință pentru tot ceea ce faci tu, pentru familiile noastre. În aceste momente stau înaintea ta cu familia Fer. Îți mulțumesc pentru Radu, îți mulțumesc pentru Anca, îți mulțumesc că și ei au înțeles și s-au pus la dispoziția ta. Te rog, Doamne Dumnezeule, ca Tu să-i binecuvintezi ca și familie. Te rog, Doamne Dumnezeule, ca Tu să-L călăuzești pe Radu, să fie un preot în familia lui, să-și conducă familia în închinare și în prezența Ta. Doamne, îți mulțumesc pentru Anca, care s-a pus și ea la dispoziția Ta, slujindu-ți. Doamne, îți mulțumim astăzi că Tu i-ai binecuvântat, Doamne, cu Natalia, Carolina. Și am vrea, Doamne, ca ea să fie o binecuvântare, să fie o binecuvântare în familia lor, să fie o binecuvântare în familia lărgită, să fie o binecuvântare în biserică, să fie o binecuvântare în orașul nostru, să fie o binecuvântare la școală, Doamne, să fie o binecuvântare în locul în care ai așezat-o. Doamne, îți cer protecția Ta peste Natalia. Te rog frumos ca Tu, Doamne, Dumnezeule, să o protejezi. Să o protejezi de apă, să o protejezi de foc, să o protejezi de accidente, Doamne. Să o păzești de durere, Doamne. Și să faci ca creșterea ei, Doamne, să fie văzută, Doamne, de cei din jur. Tată, îți mulțumesc că Tu ești acel care mi-a dat trecere
pe cum va crește în fața oamenilor și o vei ajuta, Doamne, să fie o binecuvântare. Amin. 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 Haideți să-i aplaudăm. Dumnezeu să-i binecuvânteze și Dumnezeu să-i întărească ca și familie. Noi rămânem în picioare pentru că câteva momente. O să avem un moment de rugăciune în care vrem să ne rugăm și să venim înaintea lui Dumnezeu cu trei lucruri principale. Vrem să ne rugăm și credem și Scriptura ne cheamă la locul acesta. Noi credem că... Biserică vă chem la rugăciune și aș vrea în aceste momente să ne închinăm, dar în timp ce ne închinăm să ne ridicăm mâinile spre Domnul nostru, Creatorul nostru, să spunem, Doamne, mulțumim că ai creat această lume așa de minunată, totul este în mâna Ta, bioritmul planetei, Tu ești Domnul, de aceea Te recunoaștem ca și Creator. Haideți toți în această rugăciune să privim spre acest Dumnezeu Creator, plin de închinare, plin de mulțumire, ne smerim înaintea Ta, Doamne. Recunoaștem că ești un Dumnezeu Creator. Deep in the fighting, liking for you is all I need.
trecut deja câteva zile de la eveniment. A fost foarte, foarte frumos. Bebelina s-a comportat exemplar. A plâns un pic la începerea programului de la restaurant și în biserică a plâns și acolo, dar am liniștit-o și iar la restaurant doar o singură dată a trebuit să o liniștim, să se obișnuiască cumva cu ambientul, a trebuit să o ducem într-un spațiu mai retras, să o adormim după ce s-a trezit după o oră și ceva, că noi am fost la restaurant de la ora 2 la 6, cam așa, după ce s-a trezit a fost fresh și s-a comportat exemplar. A stat la oricine în brațe, oricine a luat-o, ea asta nu a plâns. Au luat-o bunicii, frații mei, surorile, cumnații, verișori. Au luat în brațe o grămadă de lume, au luat-o și ea s-a comportat exemplar, nu a plâns, dar a plâns la început pentru că a fost foarte obosită și nu știa exact ce se întâmplă. Pentru toți copiii mici, cred că evenimentele astea aduc stres cumva în ei pentru că nu știu ce se întâmplă. Ea acum doarme și nu doarme, dar am zis că o să filmez, să vă arăt ce a primit cadouri în fizice, mă refer, cadourile fizice voi le pot arăta, acolo este ea, s-ar putea să se trezească, dar vedem cum o să continuăm, pentru că zilele astea am fost foarte obosită, nu am putut să filmez absolut nimic. Și am zis că astăzi, cât mi-a mai trecut din oboseală și a dormit un pic mai bine de dimineață și un pic noaptea, așa de după ora 4, noaptea, a dormit bine până la ora 2 și ceva, după care s-a trezit, i-a mai dat să mănânce și acum văd că e un pic așa mărită, dar nu e nicio problemă, mai degrabă mădărită decât mărită, pentru că ea nu are nicio problemă, nu o doare nimic, este în regulă, dar vrea să fie în brațe. Și până la urmă am reușit să adorm și să pun în pătuții ei, așa că am zis să vă arăt cadourile pe care le-a primit. Are o grămadă de lucrușoare drăguța de ea și a mai primit și acum câteva zile, săptămâni, vi-am arătat în short, am aici două pungulițe din astea, dar a primit și direct, să zic, în mână fără punguțe și le-am pus, le-am comasat pe toate aici. Draga de ea a primit o grămadă de lucruri și mă bucur pentru ea pentru că, vă dați seama, e o bucurie. Ea acum nu știe, dar o să-i explicăm noi pe când mai crește și o să vadă videoclipurile acestea, bineînțeles. Cu ce să încep? Am aici o jucărie, o las un pic deoparte. Am niște rochiițe, vai, am niște body-uri, o să le iau așa pe rând să vi le arăt. Am crezut că sunt murdară aici, dar așa e tricou, ce interesant. Și tricoul ăsta l-am de pe Temu, o aplicație nouă și aș vrea să mai dau niște comenzi tot pentru bebelică, dar data trecută am dat și pentru mine ca să fie bine. Așa, o să vă arăt așa pe rapid înainte și dacă o să reușesc, filmez și un vlog. Așa că țineți-mi pumnii să reușesc să le fac pe toate. Are așa, iau cum îmi vine la mână. Are o rochiță pentru 18 luni, ea acum are 2 luni și vin hainele cam de 3 luni, cam așa. Dar nu e nicio problemă că asta este de un an și ceva, pentru că o să încep să-i dau din primăvară din nou rochițe și chiar și acum acasă. Și asta pentru anul viitor o să-i fie bună, prin vară, spre toamnă o să-i fie ok, zic eu. Și îmi place că este cu dantelă din asta așa foarte drăguță, cumva elegantă, ca o fetiță elegantă, cum ar fi bună de dus la biserică sau pe la evenimente, de exemplu. E rozalie așa piersicie și are o fundiță aici în piept, foarte frumoasă, fără mâneci și în spate are doi nasturi să se prindă mai ușor, de fapt să fie îmbrăcată rochița mai ușor. Îmi place tare mult cum arată rochița și abia aștept să-i o dau. Toate rochițele astea care încă nu-i vin, eu îi le pun la ea în dressing deoparte și n-o să uit de ele. Deci nu le depozitez în pungi sau în cutii, ci le depozitez direct în dulap ca să le văd tot timpul. Și am mai primit o rochiță. Hai să vedem pe asta. Asta mi se pare că e un pic mai mică. Are fermoară în spate. E superbă! E superbă! Are stilul acesta de fustiță cu tiul, de desubt material, așa, strălucitor, cum ar fi satinat și deasupra tiul. Și aici îmi place tare mult banda asta pe care au
atașată ei rochiței, mă refer cei care au făcut rochița, foarte frumoasă, nu știu dacă este tot de un an și ceva sau doar de un an, hai să facem așa o comparație, mi se pare că e un pic mai mică, da, este un pic mai mică, se vede foarte bine, vedeți diferența la umeri, așa că la un an de zile sau anul viitor o să încerc să-i o dau, să văd cum îi vine și când o să îi se potrivească, o să o poarte. O să înceapă ea să meargă probabil și o să aibă multe rochițe de purtat. Se deschide mai jos de talie, e super. Aici deasupra fustiței îmi place tare mult materialul, cum este ușor strălucitor. Așa un bej închis, crem închis, superb, arată super. Voi se vede un pic auriu materialul ăsta, dar e așa mai mult un crem închis, bej închis. Superbă rochița. Și partea asta, la fel, tare faină, abia aștept să-i dau să o parte. Am mai primit și papucei din piele, îmi pare să că numărul 4. La fel trebuie să văd când îi va veni, pentru că nu știu încă la bebeluș ce și cum cu încălțămintea. Ce ați văzut că a avut la binecuvântare a fost de nou născut pentru 3 luni și a purtat chiar dacă avea aproape 2 luni. I-a venit foarte bine, un pic mai mari, dar nu e nicio problemă că am strâns cu Sky-ul. Aceștia nu au Sky, au doar un singur năsturel și va trebui să-i fie fix pe picior ca să nu-i cadă. Sunt superbi roșii, extrem de frumos. La voi se vede un pic mai deschis la culoare, chiar dacă am doar un bec aprins în cameră și pe ăsta care e într-o lumină mai difuză, ca să nu o deranjeze pe bebelină. Oricum am și veioza aprinsă, dar da, la voi s-ar putea să vadă un pic diferit, dar cred că se vede și se înțelege. Astea fiind spuse, să vedem ce avem mai departe. O căciuliță pe care abia aștept să-i dau. Este așa care se leagă și asta e partea din față, pentru că în spate are o cusătură și are un moț așa în creștetul capului. E așa pe gri, abia aștept să o poartă și pe aceasta și nu este strânsă. Eu zic că îi va plăcea, eu așa zic că o să-i placă. Așa arată. Aici mai am un set. Hai să vă arăt cum arată și plăsuța. Ce drăguță e. Un cărucior și scrie bebe pe plăsuță. Și este un cărucior superb, cu drag, scrie aici. O plăsuță foarte frumoasă, de altfel. Am un set de un body și niște pantaloni. Body-ul este așa parte peste parte, mărimea 56-62 și o să-i dau acum să poarte, pentru că peste câteva zile, săptămâni, n-o să-i mai vină. Îmi place foarte mult cu baloane din astea cu aer cald, după cum se vede. Portocalii galbene, norișori, superb. Are mânecile lungi, asta e bine că nu mai trebuie să-i dau bluziță peste. Și aici este fără pantalonaj, dar am pantalonul din costumaș. Două capse la scutec, așa arată, și pantalonașii sunt tot pe culoarea asta portocalie, cum erau și acele baloane cu aer cald, tot aceeași mărime, dacă este set, de la 1 la 3 luni. Și mă bucur foarte mult că am primit și pantalon, pentru că o să trebuiască să-i scot vreo 3, 4, 5 perechi de pantaloni din uz, că îi sunt mici. Numărul 56 deja este mic, dar așa un 62 merge, pentru că ea poartă acum 62 ca mărime. Am mai primit și o jucărioară, o uiță cu verde și galben. Hai să desfac. O uiță cu picioare. Mai duc, ce interesantă e o uiță cu picioare și îmbrăcată. Piciorușe lungi, este așa din pluș. Păc. Cred că oiță e, nu? Ce ziceți? Oiță e. Urechiușele și aici zici că e oiță bucătară. Așa ar părea. Oița mea bucătară. Foarte frumoasă. A fost în pungă sigilată. Mă mai gândesc cum o să pot să o spăl dacă trebuie spălată. O vedem. Dar îmi place foarte mult. Dați. Mă bucur și pentru jucărioara asta. Abia aștept să-i dau să se joace, să o folosească. Mai am două lucruri care au venit împachetate într-un ambalaj roșu și asta, plăsuța asta și ea este goală acum. Mai am două lucruri să vă arăt. O păturică, foarte drăguță de altfel, un roz, cum am și eu, dar este un pic mai deschis.
și un norișor aici pe păturică. E foarte catifelată. Am multe pături roz, nu știu cum s-a nimerit, dar mă bucur pentru ele. Este sigilată, 100% bumbac scrie și cam atâta vă pot spune. Un umeraj, hai să o desfacem pentru că o să o pun la spălat oricum. O să fac și un short cu ce am mai primit și cumpărat pentru Bebelina, așa că vă invit să urmăriți și shortul, pentru că eu acum vă prezint doar ce a primit, dar eu i-am mai și cumpărat unele lucruri și o să vă arăt în short. Da, superb! O să desfac după ce termin videoclipul acesta, după ce termin de filmat și o să... Ba, hai să desfacem acum, că nu este atât de greu. Are acele chestii de plastic care se rup ușor. Da. Oho, și e lunguță. Da. Eu cred că dacă se potrivește pentru un învelit, eu cred că o să învelesc. Îmi place mult norișorul acesta pe care îl are pe un colț. Și așa este păturica. Un roz pal. Și asta la fel se vede așa si de fată strălucitoare. Îmi place mult. O să se bucure și ea. E foarte catifelată la atingere. Vai, o să-i placă, cred că tare mult. Și am mai primit un costumaș de la 3 la 6 luni. Super, mărimea 68, format din două piese, o bluziță și un pantalonaș. Am crezut că este body, dar este pantalonaș. Așa arată bluzița. E un alb, alb murdar, să-i zic așa, un ivory, după cum bine se vede. Îmi place foarte mult cum vine gulerul și faptul că are aici nasturei. În cazul în care e greu să intre pe cap, o să desfac un nasturel sau ambii. Și mânecuțele sunt foarte faine că au elastic aici la mâneci. Iar dacă vedeți voi acolo, are găurele ca formă, să zicem așa, pe bluziță și aici o altă, un alt model jos. Da, hai să vă arăt și pantalonul. Este minunat, l-am văzut deja. Un pic amare pentru ea acum, dar peste puțin timp o să-i vină. Superb, vine bine peste zona de kilot și... Când o să îmbrace, o să vă arăt, o să fac vloguri, o să mai fac poze, vă invit să mă urmăriți și pe Instagram, acolo pun poze și de la binecuvântare și cu lucrușoarele pe care le cumpăr pentru ea. O să pun poze cu hainele pe care le-am cumpărat, pe care le-am primit, o să îmbrac și o să vedeți acolo poze. Așa că vă las linkul de Instagram să puteți intra și să mă urmăriți și acolo, pentru că postez mult cu Bebelina mea drăguță și frumoasă și simpatică și cu minte, numai când vrea. Vă pup cu mare drag, vă las, v-am lăsat acum pentru că vreau să filmez vlog în continuare. Acum este altceva, am filmat cadourile pentru că le-a primit la binecuvântare, dar în continuare filmăm un vlog cu rutină și o să vedeți dacă rămâneți aici pe canal. V-am pupat și îmbrățișat cu drag, pa, pa!